Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în orașul Turceni, stăm de vorbă cu domnul primar Dumitru Gulceavă. Bine v-am găsit, domnule primar! Uh, salut și eu pe cei care se uită la noi și pe dumneavoastră că ați venit la noi. Luna decembrie, am vrea să ne spuneți pentru început ce ați organizat pentru locuitorii orașului uh, Turceni. Da, principalul eveniment și care a devenit și la Turceni o tradiție a fost uh, sărbătoria zilei naționale. Că în fiecare an noi am avut la monumentul erorilor la Strâmba Jiu o activitate de punere de coroane de flori împreună cu compania ISU din Turcia, în care le mulțumesc pe această cale că de fiecare dată când am avut activității au răspuns pozitiv împreună cu liceul, cu școala din Strâmba am depus coroane și de asemenea am respectat și noi tradiția deja care s-a instituit în țară și anume de a servi o masă împreună cu cetățenii, cu fasole și costiță și cu vin fiert. M-a bucurat că au participat un număr foarte mare de cetățeni. Am simțit pe undeva și probabil că mulți din cei din Turceni au simțit că este ziua națională și că totodată încep și sărbătorile de iarnă. Iluminatul de sărbători? Da, l-am da și noi drumul 1 decembrie, am uh, podobit și pomul de bradul de Crăciun. Uh, acum se lucrează de către serviciu public să mai remediem pe anumite părți instalațiile astea de iluminat de sărbători, că anul acesta n-am mai putut să o achiziționăm și a trebuit să le folosim pe cele care le aveam în uh, depozit, le-am mai reparat, unele uh, au mai cedat. acum sunt în activitate să le uh, repare, să le înlocuiască, dar așa cu puținii bani care am avut, eu zic că este rezonabil. Nu pot să zic că e la nivelul, și nici nu avem pretenția să fie la nivelul mai lor orașe, că nu avem resursele financiare, dar pe zona aceea de oraș, de centru, pe zona patinoarului, se pot bucura copiii și toți cetățenii de o schimbare de atmosferă care să, să zic să dea sufletului așa o atmosferă că este că vin sărbătorile, că vine Crăciun. Deci n-ați achiziționat alte ghirlande luminoase, le folosiți pe cele vechi? Da, le folosim pe cele vechi. Aveți Am luat ceva, dar da, foarte puțin. Aveți pentru... un patinoar în schimb, Da, avem un patinoar copii? de câțiva ani de zile, un patinoar uh, din ăsta nu pe gheață, pe niște plăci care permit să alunece patinele. I Am dat drumul deja... Copii vin cu drag, cam fiecare an, știam asta, că uh, noi avem vreo 70 de patine pe care le dăm gratuit la copii să le folosească și uh, sunt puține serii în care mai rămân uh, în magazie nedate. Și deci mai mulți vor veni în vacanța de iarnă, atunci da, de, de sărbători, să de Crăciun, da, cu siguranță vin și adulții. Da, mai vin și cu patine de acasă. Din păcate, nu am găsit în zona patinoarului nicio firmă privată care să poată să servească eu știu, un ceai... O ciocolată caldă, o ciocolată un vin fiert. Nu, am vorbit cu câțiva din zonă și au zis că condițiile impuse de normele sanitare nu le permit să facă treaba asta, dar oamenii vin și așa și se bucură de câteva ore, să zic eu, de patinoar, de socializare, de petrecerea timpului. Ce se întâmplă în preajma sărbătorilor de Crăciun? Organizați un spectacol, cadouri? Vine Moș Crăciun la copii din Turceni? Da, o să vină Moș Crăciun la copii din Turceni. Deja noi am făcut contractul pentru pachetele care le dăm la, pentru cadourile care le dăm la copii și nu numai la copii, o să dăm și la angajații instituțiilor uh, publice din uh, zonă. Uh, avem pe 20 decembrie o seară dedicată Crăciunului la Casa de Cultură, împreună cu liceul, organizăm, unde vom și decerna niște diplome pentru cetățenii orașului Turceni, care în anul 2013 au contribuit, sub o formă sau alta, la binele localității sau la reprezentarea localității pe plan național, să zic așa, și aici sunt prinși și cetățenii care au făcut donații pentru sinistrații din Galați, sunt cetățenii care s-au oferit voluntar să participe la anumite activități ale uh, localității, organizate de primărie, sunt cetățeni care prin munca lor fac ceva pentru ceilalți și aceia aș vrea să amintesc pe părintele paroh de la Strâmbajiu, domnul Făinici, care este foarte implicat în activitatea comunității, pe președinții de la asociațiile de pensionari, care la fel în permanență, împreună cu dumneavoastră, am organizat diverse activități pentru persoanele vârstnice, pe președintele la asociația de proprietari, care s-a implicat mult în anumite activități legate de zona de blocuri. Mai sunt și alți cetățenii, acum se lucrează, o să invităm uh, să participe și într-un cadru festiv să le mânăm aceste diplome și împreună cu cei care vin din Turcem și invit să vină cât mai mult la spectacol, o să ne bucurăm și de munca uh, făcută de copii pentru ca să dea de Crăciun un spectacol frumos. Uh, astăzi avem uh, ziua, ziua liceului și Miss Boboc organizată de către liceu. La fel, cu această ocazie vreau să le zic și eu la toți cei care lucrează în învățământ și numai lor la mulți ani și să aibă rezultate cât mai bune în activitatea dumnealor. Avem la sfârșitul, sau la trecea dintre ani, organizat în piața orașului uh, Revelionul, unde o să fie foc de artificii, o să servim un pahar de vin fiert, că am văzut că de nu are rost să cumpărăm șampanie, pentru că am văzut că de anul anilor cu oamenii vin fiecare cu sticla de șampanie, dar uh, un par de vin fier sau o, o, cană de ceai fiert uh, îi mai încălzește, că de obicei în uh, noaptea de Revelion este destul de rece. O să avem și o formație de muzică care să întrețină atmosfera uh, circa o oră, o oră jumate. Uh, cam asta ar fi în mare evenimentele. Eu sper, uh, avem și deja o aprobare de consiliu în acest sens, Sper să avem și banii necesari, să cumpărăm și niște etichete pe care vrem să le distribuim către toți copiii orașului turceni. Aproba de Consiliu este dată, e vorba de o sumă de în jur de 60.000 de lei. Acum să vedem și dacă reușim să le și cumpărăm, pentru că aceste etichete nu le dau filmele decât dacă ai bani să le plătești, nu ți permiți să dai cu plata ulterioară. Ce valoare va avea un tichet? Deci e un tichet, e la nivel de 30 de lei. Am zis că o parte din cadourile care le dădeam până acum, că noi dădeam și de Moș Nicolae și de Moș Crăciun, am zis să fie un tichet, pentru că acolo unde sunt familii, să zicem așa, cu o situație materială, mic, scăzută, precară, vă să seama, dacă au patru copii, 1.200.000 reprezintă ceva pentru întreaga familie de... Sărbătorile de an. N am fi vrut să fie uh, suma mai mare, dar uh, acesta, bugetul este în scădere. Noi avem deja un deficit de 60 de miliarde lei vechi față de anul trecut, și în contextul ăsta nu am putut să punem mai mulți bani pentru această acțiune, pentru că deja avem și probleme cu furnizori neachitați din cauza. Vă spun încă o dată că acest deficit bugetar pe care. Nu am putut să-l prevedem la început de an. Noi am strâns și am făcut o uh, predicție cât mai, uh, cum să zic, strânsă a bugetului, dar văd că este mult sub ce am. Uh, a fost și rectificarea aceasta negativă, un an dificil din da, punct de vedere da, financiar, datorii mari, exact. spre sfârșitul anului, cum da. este? Avem în jur de 20 de miliarde vechi, acum să vedem și pe arhierate dacă guvernul va da ceva, dacă nu, în primele luni din anul viitor va trebui să stăm numai să plătim datoriile și o să, din păcate, o să strângem investițiile noi, pentru că, în același timp, avem un lucru, campusul, și cofinanțarea la campus este destul de ridicată și dacă nu vom obține sprijin de la Consiliul Județean, va fi foarte dificil să implementăm acest proiect care eu zic că este foarte, foarte important pentru învățământul din turceni. Una dintre investițiile importante în orașul turcen campusul acesta așteptat de elevi, de părinți. E foarte bine, nu mai fac nici naveta. Da, și numai din orașul turceni, și din localitățile învecinate, pentru că sunt uh, mulți copii care vin din uh, comunele învecinate la liceu și studiau, de ce să nu recunoaștem, o parte dintre ei, destul de mulți, studiau uh, la liceu în condiții improprii în sări, care nu erau... A, nu se pretau pentru activitate de învățământ, dar a fost nevoie liceul să le folosească și de asta am și găsit noi înțelegere și finanțare pentru campus. Că trebuie, ca să cerem elevilor să învețe, trebuie să le și creeze condiții de studiu la școală. Cum a fost anul acesta, domnule primar, 2013? Din ce v-ați propus la începutul lui? Ce ați reușit? să rezolvați, să faceți în Turceni. Da, Bună întrebarea noastră. Deci, din cauza bugetului, vreau să vă spun că ar trebui să reducem destul de mult investițiile. Am făcut și lucruri care, zic eu, sunt importante pentru locuitorii din zonă și, de exemplu, am creat acea zonă de agrement, ștrandul de la uh, Murcești, unde, spre bucuria mea, a fost foarte bine primit de către locuitorii orașului, și nu numai că avea, au venit și locuitori în altă parte. Am reușit uh, să asfaltăm uh, străzile rămase neasfaltate din zona de blocuri, am reușit să reabilităm uh, sau să continuăm programul de reabilitare a fântânilor publice, am reușit să continuăm re, uh, programul de reparații la blocuri în ce privește racordarea la, la noua canalizare și reparații la subsol în parteneria cu Asociația de Proprietari. Dar acestea sunt câteva din investiții, dar în același timp vă spun că sunt în sinea mea nemulțumit că a trebuit să oprim alte investiții tocmai din această situație care, am spus, că scăderea bugetului. De exemplu, aveam și sper că în anul viitor să reușim să alocăm fonduri, avem două poduri la Strâmbașiu pe două ulițe care S-au degradat și ar trebui înlocuite. Ele sunt făcute cu ani de zile în urmă și sunt făcute mai mult de oameni decât de primărie, și întâi de față pun în pericol siguranța circulației acolo. Avem o problemă cu biserica din Turceni, care uh, prezintă un grad ridicat de igrasie în interior și se impune consolidarea. Acestea. Este o biserică veche sau care este? Nu că este veche, dar în zona noastră de centru e o mare problemă cu infiltrațiile de apă, s-a ridicat pânza freatică și în momentul de față, ca și obiectiv de interes general, cel mai afectată este biserica. Și Doar igrasia, da, deci alte probleme? Igrasia care încet, încet, vă să da seama, mănâncă fundația și în timp, dacă nu intervenim, va Pune o problemă, a, a, să zic așa, poate exagerez un pic, a prăbușirii a, clădirii, atât timp cât fundația se macină din cauza, din cauza că stă în apă. Ea va trebuie, va trebuie. Avem deja un proiect de 250.000 de lei pentru consolidarea acestei fundații. Doream în anul acesta să o trecem pe lista de investiții, dar a fost nevoit să o scoatem. De asemenea, avem două biserici, cea de la Mugeș și de la Gârbov, în care anul viitor sper să reușim să le asigurăm încălzirea, că ce acum mai mult oamenii stau în frig când merg la slujbă. Și, Și e destul de frig în perioada da, aceasta. Da, este destul de frig. Și pe de altă parte, încercăm și aș dori ca în anul viitor, ceea ce n-am reușit anul acesta, să începem uh, extinderea reței de, de apă și canalizare, dar totul se... Rezumă la bani. La bani. Banii sunt la bani. Puțini. Acum așteptăm și să vedem linia acestea de finanțare ce se vor deschide pe fondurile europene, pentru că noi deja avem experiență, am reușit să prindem acest proiect, cu campusul care este destul de mare, dați seama, 300 de miliarde vechi, din care 2% contribuția localității și restul de la de la uh, Uniunea Europeană, mă rog, mai puțin cheltuiele neeligibile, pentru că atunci când am depus noi proiectul și mobilierul erau cheltuieli eligibile, între timp s-au schimbat uh, un pic uh, normele de aplicare și am rămas cu mobilierul școlar să l cumpărăm din uh, bugetul local și aici eu sper să găsesc înțelege la Consiliul Județean sau la Ministerul Învățământului, Ministerul Dezvoltării să ne sprijine cu, cu partea de cofinanțare. Multe ar fi Uh, și sunt și știu și oamenii sunt foarte multe de făcut în localitate dar totul și la spital și la școli da, și, da, și la, spital, la piață. și probabil. anul acesta am sprijinit uh, spitalul anul viitor la fel am, aș vrea să îmbunătățim dotarea cu aparatură medicală și în același timp poate reușim să mai extindem un pic uh, serviciile medicale oferite adică paleta lor să mergem undeva și pe parte de eu știu măcar în ambulatoriu de cardiologie de asta, de urologie, de oftalmologie, dar vedem, am spus, să vedem și ce resurse financiare. Poate tu atragere de fonduri europene. Asta da, am mă -as să zic. Eu zic că foarte multe localități își pun speranța în această atragere de fonduri europene. Să sperăm că se va reduce și birocrația și perioadele de aprobare a acestor proiecte, pentru că vă, la campus el a fost pus cu ani de zile în prin 2010. Dar din cauza birocratiei. Abia în sau... acesta s-a semnat uh, contract de finanțare. Bugetul a scăzut, domnule primar, și din cauza faptului că mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. Da, din păcate. Asta este principala problemă, bănuiesc, cu care vin oamenii în audiență la dumneavoastră. De, din păcate, și așa este. Făind foarte mult și vă spun cel mai mult, uh, mă doare când văd că sunt uh, soțul, soția, 2-3 copii și nu au un loc de muncă. Chiar și astăzi am fost de dimineață uh, în temă centrală să văd perspectiva și la dumnealor. și ce din, din acest 2014? punct de vedere, ce, din ce am înțeles eu, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Nu stau bine? Nu stau bine pentru că pe politica care o duc acum de reducerea cheltuielor merg și pe reducere partea de personal. De, și de personal și în același timp și din ce am înțeles și de venituri pe persoană. Vor fi reduceri de personal așadar anul viitor. Am văzut și în presă că în permanență se anunță o restructurare în aceasta. Dar posibil alți investitori în uh, orașul Turceni uh, s-au anunțat în 2013. Eu v-aș întreba în primul rând ce se întâmplă cu fabrica de rigips, de chips carton. Da, fabrica de rigips merge în continuare. În momentul de față ei încearcă să... Încearcă... Parcul acești pași pentru a obține autorizația pentru și după aceea să facă uh, acea conductă prin care să fie alimentați cu gaz metan, să fie alimentați cu energie electrică, pentru că trebuie să tragă o rețea nouă de energie electrică, am înțeles că de la Sărdănești, care să le dea necesarul de energie electrică. Din câte am discutat cu dumnealor, la 1 octombrie, 1 noiembrie anul viitor, fabrica ar trebui să, fie, funcționeze. să funcționeze. Acum, ce să vă zic, știți, plecăm și la ideea că în România cam rar se respectă... Da, lucrurile durează mult da. mai mult decât da. se preconizează. Câte da. lucruri de muncă s-ar cu această fabrică? Da, ei, în, inițial acum înțeles că vor 50 de locuri de muncă, majoritatea o să fie din discuție cu oameni din zonă și majoritatea vor fi din cei calificați la locul de muncă, pentru că spuneau că specificul activității dumnealor nu este uh, unul care să aibă mai multe filme, și știu și în că linia tehnologică, de exemplu, în România este unicat și atunci vor uh, apela la oameni din zonă pe care îi vor testa, îi vor pune să, sau îi vor uh, califica locul de muncă în măsura în care vor fi pricepuți și vor uh, uh, asimila uh, tehnologia, vor rămâne în continuare angajați. Deci, dar alții investitori au mai fost interesați de zona dumneavoastră de turceni? Nu, până acum nu am mai venit alții. Noi am încercat și o colaborare pe panouri fotovoltaice. Primăria dispunând de vreo 30 de hectare. Am făcut o primă, să zic așa, licitație. Nu s-a prezentat niciun ofertant. O să reluăm în, în anul viitor prin micșorarea procentului pe care îl ceream noi ca și venitul pentru primărie în cazul în care se realiza investiția. Și am înțeles că principalul motiv pentru care n-au venit ofertanți, pentru că au fost destul de mulți interesant inițial, au fost procentul pe care îl ceream noi, li s-a părut destul de mare, nu, cel puțin Consiliul Local și mie personal, mi s-a părut rezonabil, dar oamenii de afaceri se gândesc întâi să Câștige dumnealui. Acum o să mai scădem și ne-am și să sperăm că va veni. Că nici nu vreau să o scad foarte mult. De că la, la -a... cât intenționați să, să scădeți? Uh, o să văd asta în funcție că aici avem un consultant care a început ah. deja să facă niște calcule aferente pieței actuale, dar oricum nu vom uh, putea să mergem. Adică au fost oferte care erau pentru noi inacceptabile, undeva la. Uh, să zic 300.000, 400.000 pe an. Noi ne dorim din această investiție să obținem mult mai mult pe fiecare an. Cu ce alte probleme se confruntă locuitorii din Turcia, de exemplu, la zona de blocuri? Ce probleme ar fi? Păi, la zona de blocuri, și asta e un lucru care o să-l avem în vedere, tot la fel pe fondul european, dacă va fi posibilitatea. Rămâne această problemă a încălzirii, pentru că în sistemul de încălzire centralizat a fost desfințat cu ani de zile în urmă și a fost desfințat în primul rând din faptul că oamenii n-au mai putut să plătească și eu mă gândesc că dacă vom reuși să facem o aplicare pe un fond european și să facem sistemul de încălzire să nu mai fie prin distribuție la puncte termice, ca atunci când nu plătește cineva, să fie nevoit serviciul public să închidă tot blocul și să venim cu niște schimbătoare de căldură pe fiecare scară, căldura să fie practic cum avem acum apa la ușa omului, în situația în care nu plătește, e de îmbrașat cel care nu plătește, nu suferă toți de pe scara de bloc. Mai sunt probleme care trebuie rezolvate și tot la fel vom încerca dacă să, reușim, să și reușim, asta e mai problemă, cu anveloparea termică a blocurilor. Noi uh, am început un bloc, l-am făcut uh, și speram ca lucrurile să meargă bine. Adică am avut o înțelege cu asociația de proprietari în sensul că noi îl facem blocul primăria, după aceea oamenii în rate plătesc uh, această lucrare. Și, din păcate, deși inițial toată lumea a fost de acord, dar acum când e să facă plata, nu mai fac, nu plata. Mai fac plata sau o fac foarte greu, că noi ziceam că banii care se adună se trece la alt bloc și așa mai departe. Dar văd că nu a fost înțelegerea respectată de ambele părți. Acum rămâne varianta dacă vom reuși ceva pe fonduri europene. La fel la anul pentru a mai rezolva un pic de cerere de locuințe ale cetățenilor, noi am aplicat și avem deja aprobare din partea Ministerului Dezvoltării pentru construcția unui bloc de locuințe sociale. În măsura în care, deci, urmează, ne-am depus FEU, urmează să fie licitația. Acum am înțeles că programul se derulează și prin Ministerul <coughs> Dezvoltării și e firesc în funcție de banii care i-a și Dumnealor. Dar eu sper că, într-un an, în doi, să construim și acest bloc de, de locuințe sociale. în Câte care locuințe Vreo 40 de, locuințe, 40, de locuințe, 40 de locuințe, apartamente și garsoniere. El ar fi o... Lucru extraordinar pentru mulți dintre locuitorii noaștri turceni. Vreau să vă întreb ce se, întâmplă, ce se întâmplă cu centralele termice. Intenționați să creați ceva în ele? Nu știu, poate uh, crește centra centra o, ter o Centralele termice au fost deja concesionate. Într-unul într din ele s-a deschis un supermarket, în celălalt văd că deocamdată se lucrează pe el, nu știu ce vor face până la urmă. Tot un supermarket sau altceva? Depinde e de posibil, de e, cel e care posibil. Acum sunt <coughs> oamenii în avantaj că oferta fiind mai mare, mai scade prețul. Sau mai crea și locuri de muncă. Da, noi n-am mai mers pe partea aceasta de, cum am spus, de grădiniță, de asta, pentru că noi avem o creșă a, la trebușul cel puțin așa s-a procedat și a prins da, chiar foarte bine, că au avut, erau cererii pentru au preșe, avut o, pentru o, da, da. Noi avem uh, spațiu necesar și mai ales că să locuiesc, se construiește acest campus, o să fie spațiu destul. Ce nu uh, avem noi și nu depinde de noi, voiam să-i mărim numărul de locuri la cămin, dar uh, deși am cerut și în fiecare an cerem o mărire numărului de personal, că nu putem să mărim numărul de locuri în cămin fără a mări numărul de, de personal angajat, pentru că sunt copii mici și acolo chiar trebuie respectată cât de cât norma de personal. Și n-am obținut în niciun an uh, avizul pentru a face noi angajări. Dacă îl vom obține, pentru că avem și cele, dar e această politică dusă de ani de zile de stat să țină foarte strâns numărul de personal angajat la stat. Da, nu se fac angajat, da, că asta da, este o mare da. problemă. N-am găsit, dacă găseam un privat care să fie interesat, dădeam și în concesiune, dar Nu, Din păcate, nu e nimeni în zona interesat pentru această activitate. Pregătiți pentru iarnă <coughs> utilaj, material antiderapant? Da, nu, da, din facem? acest punct de vedere avem și contractul de dezepezire semnat, avem serviciile primăriei, avem serviciile de salubrizare, deja avem Mă rog, se repetă. Câte utilaje aveți? De câte dispuneți? Deci avem firma care ne pun la dispoziție utilajele. Noi avem un contract în care în trei ore de la momentul în care comandamentul de zăpezire a dat ordinul de începerea de zăpezire, în trei ore să elibereze toate arterele principale și secundare. Până acum acest lucru s-a întâmplat. Nu avem contract pe un, număr de utilaje, ci avem contract pe activitate. Deci, și, între ore se respectă treaba da, aceasta? De doi ani încoace mi se întâmplă treaba asta. Între ore toate arterele sunt, inclusiv când am avut acele căderi de zăpadă de acum doi ani, s-a reușit ca toate arterele principale și secundare să fie uh, degajate. Am mai avut noi probleme cu cetățenii, că, domne, a trecut plugul și. A rămas zăpada la mine și nu mai poate să există cu mașina. dar mai trebuie și cetățenii știți cum e mai a mai trebuie și omul să își mai dea zăpada la o parte că nici primăria nu poate să facă acele costuri să degajeze la fiecare cetățean pădețul sau de acces la proprietate. Aceea de când mă știu eu așa când eram mic și întotdeauna Ieșeam la zăpadă și o dădeam la o parte. Că nu... Acum așteptăm să vină și de la primărie. <coughs> da. Locuri de parcare suficiente aveți în Turcenii? Da, să da, mai faceți? da. Sunt locuri, nu, sunt locuri de parcare suficiente. Noi avem și un regulament prin care ele se închiriază de către cei care stau la blocuri anual. Pe o sumă, zic eu, modică 60 de lei pe an, dar au parcarea asigurată 24 cu 24. Acum e perioada până la 15 ianuarie în care să-și reînnoiască fiecare uh, acest contract de închiriere a locului de parcare. Mulțumim mult, domnule primar, pentru toată această amănuntă. Să dăm Dumnezeu să aveți un buget mai mare în 2014. Că asta vă doriți. Am văzut că sunteți foarte dezamăgit da, de ceea ce ați da. avut și în 2013 și că n a putut să oricine faceți. Oricine locul meu ar fi și eu vă mulțumesc și dați-mi voie să urez și eu că sunt sărbătoile de iarnă. Tuturor la mulți ani, multă sănătate, un Crăciun fericit și o speranța unui an mai bun să nu moară. Să sperăm că anul 2014 va fi mai bun pentru fiecare dintre noi. Să vă fericite și dumneavoastră. Asta sperăm cu toții la un 2014 mai bun. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală în orașul Turceni. Ați urmărit un interviu cu domnul primar Dumitru Gâlceavă. Eu sunt Daniela Gap și vă mulțumesc pentru atenție.